De Paște nu e purașul face minuni, ci oamenii pot alege să fie mai buni. De Paște nu e purașul, ci oamenii învie orașul. Orașul faptelor bune. DJ Radio Zoo trăiesc săptămâna mare în orașul faptelor bune. România, suntem la kilometru zero în București. Vă imaginați voi acum 10 ani că o să stăm o săptămână la Intercontinental? Două săptămâni, în decembrie. Vai, două săptămâni în 4-5 luni. Neamul meu n-a stat aici. Doamne, ce dor mi-a fost. Și nu neapărat de locul ăsta. Bună ziua, bine v-am găsit. Și nu neapărat de locul ăsta, cât de starea asta pe care nouă ne-a dat-o cu o săptămână înainte de Crăciun în orașul 4. Deschidem apartamentul. Văd că se nargă cartela. Dacă nu mergi din prima... Yeah. Și? Extra, du-te, mă! A ieșit, doamne! Spre deosebire de decembrie, suntem la etajul 18, exact cu un etaj mai jos. Și ce la ce număr de cameră noi tot să stăm? La 1815. La 1815, noi stăm la 1812. Hai că avem bucătărie mișto. Haideți! Hai! Du-te, mă! Îi dăm drumul? Da. Doamne ajută! Hai, Doamne ajută, da. Bună ziua! Bună ziua, ne auziți? Bună ziua, eu vă aud. Da. Am ajuns o spană la 6 ani. Am trecut într-o casă de copii. M-am căsătorit la 22 de ani cu Cristi, care acum 4 ani a murit de cancer. Mama lui niciodată nu a fost de acord. Ne-a dat afară din casă. Noi împreună avem 4 copilași. Crești? Din ce îi hrănești? Din ce îi trăiești? În momentul de față trăim din într-un ajutor special și alocațiile lor. Și vine Paștele și stau și mă întreb așa, aveți ce pune pe masa de Paște? Nu. N-aveți. La adevăr, că nu. Nu. Pentru vintele sărbători de Paște cu 100 de euro, nu e o sumă foarte mare, dar... E un start bun. Sună bine. De la cine? Tare mult. În primul și în primul rând, Casa Radio Zoo aplaudă primul donator din orașul faptelor bune. S-au mers super bine. Lumea s-a mobilizat foarte bine. Nu mă așteptam. Am zis că e sâmbătă și că lumea are și altceva de făcut. Vin florile, mâine. Dar asta am zis și noi. Ai luat o static. Mi-am pus ceasul să sune la... Și cred că 7:30. Băi, ești nebun la cap, e duminică, mă. Sunt florile. Cum să mă trebuie la ora 7? Pentru că mă duc cu pomeni la biserică. Le-am zis tuturor că după 8 intrăm în direct. M-am trezit pe la 9:05. Suntem în fața unei noi povești. Vorbim despre povestea lui Florin. Vreau doar să le spui oamenilor câte titluri de campion mondial la karate ai obținut. Am 5 titluri de campion mondial. Sunt multiplu campionați național, nici nu mai știu, vă spun sincer. Nici nu mai știi, nici nu mai contează acum. Florin se află la o clinică de recuperare. După cum v-am spus, după acel accident la săritura din piscină, el practic nu simte de la gât în jos. Bună ziua! Vrem să donăm și noi pentru Florin 1000 de euro. Wow! 1000 de euro! Asta vreau să zic! Marian, sunt... aș dori să știu câți bani mai trebuie să strângi pentru Florin, ca să închidem suma de 2000 de euro, 2200. Stimate. 2200 de euro. 2200 de euro. 2200 de euro e achit eu. Ca nu există. Da. Am strâns de Florin banii pentru Florin! Mulțumim mult din inimă. Casa Radio Zup aplaudă pe fiecare mai parte, toți cine? Oamenii. Stai puțin. Bine. Nu există ceva mai frumos, nu există decât mulțumim momentul în care poți să-l anunți pe un om care dimineața s-a trezit cu toată speranța, dar nu știa de unde o să vină, de ziua lui, de Flori, să-l anunți că am strâns toți banii pentru operație. Mai frumoasă duminică de Flori pe care am trăit-o în viața mea. Aplauze pentru Florin! Bine, Florin! Bună ziua! Bună ziua! Cu cine stăm de vorbă? Anca Cordea și Georgiana Cordea din Oradea. Povestea Georgianei a început în noiembrie 2019 cu o tumoare imensă în abdomen, care a fost operată pentru a fi, ca să a avut nevoie de 2 zile
consecutive. Deci la 11 ani ați descoperit această tumoră da, malignă a ovarului, practic. Ce vă spun medicii? Ce v-au spus medicii din Turcia? Speră să ne poată ajuta. Doamna doctor. Înainte de a începe maratonul ăsta de donații din partea oamenilor, o să vezi câtă putere și cum o să-ți ia durerea oamenii ăștia. Ăsta-i clopoțelul care sună la fiecare intrare de bănuți în conturile tale. Mulțumesc. 2000 de euro, am auzit bine. Mulțumim. Tu toții, da? 2000 de euro, auzi și tu, Daniel. Da, 2000 de euro. Multă sănătate. 2000 de lei. Din Oradea, pentru Georgiana, donez 2000 de lei. Așa a fost să fie, 60.000 de euro pentru Georgiana. Mulțumim foarte mult că ați fost cu noi. Și am reușit să strângem împreună cu voi peste 60.000 de euro. Da, cu 164 de euro în plus, cu bătaie, ca la piață. Beam! Orașul faptelor bune. Mihăiță, care-i povestea lui? Mihăiță este un băiețel orfan de 7 ani. Mihăiță a fost găsit de niște oameni faini, exact, într-un grajd. El se tăra pe jos, prin țărână, avea niște răni imense la picioare, pline de germeni. Da, m-a terminat efectiv. Ramona, tu ești cea mai puternică din lumea asta. Să se tărască pe jos. Nu am o sumă mare, am primit de ziua mea 300 de lei de la băiețelul meu. Mi-a spus să cumpăr ceva, ce vreau eu. Îi dau lui Mihai, să-mi pare rău că nu pot mai mult. S-a vorbit la telefon cu cineva care... Cu cine trebuie. Cu cine trebuie, da. Și am obținut, atât am putut, suma de 10.000 de euro pentru acești ursuleți. Cum, 10.000 de euro? E puțin? Poți să mai... Păi da. Sigur, 10.000 de euro? Da. Avem 10.000 de euro pentru Mihăiță. Ștefania, peste 120.000 de lei. Ești o sfântă în viață. Te-ai sacrificat pentru copiii ăștia. Care suntem gata să ascultăm o nouă poveste din Orașul Faptelor Bune. O nouă poveste pe care sper să reușim să o rezolvăm. E povestea unui puiut de-al meu. Și zic puiut pentru că sunt învățătoare la o școală din Brașov. Am văzut, regresând de acum 2 ani încoace, l-am văzut schimbându-se. Iar tristețea și durerea din ochișorii lui, pentru care niște ochi extraordinar de mari și de expresivi, mă impresionează foarte tare. Eu vreau să fac o faptă bună, să donez 50 de euro pentru că mi-a căzut un dinte și vreau să-l ajut. Eu am o mamă și sunt mai norocos, dar ea nu a fost așa de norocos și vreau și să-i dau o șansă. Mulțumesc această cale și să le dea Dumnezeu numai bine. Cred că nu sunt cuvinte pentru a mulțumi pentru asemenea gesturi, asemenea oameni cu suflet mare. Mulțumim. Bună ziua, bine ați venit în Orașul Faptelor Bune. Că are o amigdalită acută. De fapt nu era o amigdalită acută, era o leucemie acută, mieloidă. I s-au făcut 5 cure de chimioterapie, dar la sfârșit au spus că nu mai au ce să-i facă. Corpul lui a dezvoltat o rezistență la chimioterapie. Și au un alt tratament, un alt soi de chimioterapie. Câți ani? Bun, haideți să începem. Am înțeles. Dar cât se ridică? Cred că undeva la vreo 20-30 de mii de euro. Wow! Mamă, ce? Clanul filantropilor. Băi, ce stai că eu mă așteptam la un 2000 de lei. Pentru amândouă firme va fi destul. 20.000 de euro? Stai, cât trece? Da, minim. Minim va fi. Mamă. Tot impozitul vă dau. Mulțumim clanului filantropilor din București, trecut oficial de 50.000 de euro. Avem 50.863, da. Deci dintr-o glumă în alta, dintr-o donație în alta, am reușit practic să facem obiectivul, să ne îndeplinim obiectivul. A fost o zi plină și cu recorduri. Peste... Da, cei mai mulți bani strânși. Bună ziua, este fiul meu, Kaplan, vârstă de 11 ani. Încă de la naștere a suferit intervenții până în momentul acesta. Îmi place foarte mult să mă joc fotbal, dar deoarece nu prea pot să mă joc din cauza problemei mele, mă oprește. O mică donație și pentru Kaplan și pentru Liviu. 500 de euro pentru Kaplan, 500 de euro pentru Liviu. 500 de euro pentru fiecare dintre băieți. Wow. Cauza problemei mele mă împiedică să joc fotbal. Cine crezi că ascultă Radio Zoo? Ei, nu mă. Nu cred. Salut, bine ai venit în Orașul Faptelor Bune, Florinel Coman, pentru Kaplan. Hey. Mulțumesc foarte mult.
Îmi pare foarte bine că te-am auzit și să știi că suntem alături de tine cu toate gândurile bune. Avem o nouă poveste. Spunem bună seara în direct pe Zoom cu noi. Bună seara. Să rămână. Bună seara, Mădălin. Bucuroși de cunoștință. De la vârsta de un an, el este diagnosticat cu paralizie cerebrală, dipareză spastică. Salut. Și el este Justin, frățiorul lui. Și Justin, salut. Gemeni. Băiatul meu îl cheamă tot Andrei. Da, noi, Mara și Cezara, suntem aici. Mara și Cezara și mai cum? Morar. Oh, ce surpriză! Bună. Vrem și noi să donăm 1000 de lei pentru Andrei, da, 500 de lei de fiecare. Bine! Și trecem pe banda verde. De la un Andrei pentru alt Andrei, 500 de lei. Aș dori să donăm și noi 1000 de lei pentru Andrei. Aș dori să donez și 1500 de lei. Donez și 300 de euro. De multe povești astăzi, mai multe decât în altă zi. Am avut și foarte multe vedete care au intrat noi să doneze. Orașul faptelor bune. Bună dimineața și bine v-am regăsit în Orașul Faptelor Bune, în cea de-a șasea zi, și la bine și la rău. Tati, sper să vină și ziua în care o să le uiți pe cele de azi, dar eu îți scriu ca să-ți aduc aminte cât de puternică ești. Am ajuns la spital, unde te-au internat de urgență, în prima zi de spitalizare, pentru că era în stare critică, te-au mutat la reanimare, unde ți-au recoltat pentru biopsie direct din plămâni, aproape pe viu. Tot aproape pe viu, ți-au recoltat și din măduva și osul iliac. Incredibil. Nu înțelegeam de ce să chinui așa un copil de 3 ani. Și pentru că ești puternică, Dumnezeu a îngăduit să fii încercată. Și mai știm că am început deja tratamentul, unul agresiv, după cum spun doctorii. Cui pe cui se scoate. Ne-au avertizat că e atât de agresiv încât joi nu o să mai ai păr, așa că am luat atitudine, că doar suntem curajoși și ne-am tuns singuri. O să-mi lipsească clienții tăi, dar nu e așa că o să iei din nou, pentru că ești curajoasă. Da, asta e povestea Otiliei. Bună dimineața, Paul. Am plâns cu tine, și... E o poveste impresionantă. Este un tip de cancer, acest limfom, da. Se transformă în ceva cronic și va fi o luptă pe 4 ani minim. Vă doresc să ajutăm pe Otilia cu 50.000 de ron. Cât? 50.000. Adică 10.000 de euro? Da, da. Deci wow. Se poate! Wow. Casa Radio Zuie picioare și aplaudă! Ultima donație din Orașul Faptelor Bune. Dar cel mai mult și cel mai mult vă mulțumim vouă, pentru că am făcut în săptămâna mare, ne-ați făcut drumul ăsta spre înviere mult mai ușor. Simțim sărbătoarea din plin, da. Datorită vouă. Să aveți lumină și după Orașul Faptelor Bune, după 7 zile de stat aici în casă, adică după o săptămână, am ajuns la concluzia că voi sunteți jumătatea noastră mai bună. Vă mulțumim mult de tot! Intră și tu pe tempo aici! Ești o bucată ruptă din gard. Bine! Intercontinental de la etajul 18 vă salută, nebunii!